Eu care vroiam într-una alt și alt decor, eu care spuneam prea lesne și oricui mi-e dor. Abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, m-am îndrăgostit numai de ea. Pentru mine e o onoare și o bucurie să revin la Chișinău, ori de câte ori se poate, cu atât mai mult când e vorba de aniversarea poetului Mihail Eminescu. Am mai făcut lucrul ăsta acum 10 ani, atunci am venit împreună cu Florian Pipiș. De data asta, iarăși am revenit după 10 ani și mă bucur că am putut să fiu prezent ziua culturii române, ziua poetului și e bine că sunt aici. Abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea. Este un punct de reper și ca poezie și ca făuritor de limbă română, iar toată creația lui este mai mult decât actuală și ziua de astăzi. A fost un geniu și rămâne un geniu. Trebuie să-l prețuim și să ne ghidăm după acest punct de reper, fiindcă o națiune trebuie să aibă puncte de repere. Dai săracă irima me, săracă irima me. Anul trecut am început într-o formulă nouă, patru persoane cântăm, le-am schimbat anumite modalități de abordare a pieselor. Poate surprizele vor veni în momentul în care vor fi gata piese noi, în varianta asta. Tu floare de colț, minune sub bolți, fragedă stea, iubita mea. Consumatorii de muzică folk sunt oameni care au o cultură generală, nu neapărat o pregătire zona diplomelor foarte importantă, dar au o cultură generală foarte solidă, care înțeleg ce mesaj le transmiți și mă bucur că mă pot adresa unui astfel de public. Și așa-mi vine câteodată dorule, și așa-mi vine să dau cucuță în ceatră. Din ceatră să iasă foc, măi dorule, din ceatră să iasă foc, dacă-n viață n-am noroc. Când s-o împărțit norocul, măi dorule, nu-mi pare rău de ceea ce am realizat, ceea ce am făcut. Poate mi-aș propune să fiu mai harnic decât am fost. Câteodată îmi reproșez faptul că poate n-am compus atât de mult cât au așteptat cei care urmăreau traseul artistic. Dar toate astea au venit și din faptul că sunt foarte riguros și când iese o piesă, vreau să iasă foarte, foarte bine. Și de-ar fi când va fi iar duminică într-o zi, tu să te gândești la mine. Nopți la rând portând în chipul tău și ora când am să mă întorc la tine.